Aș vrea să încercăm împreună să ne îndreptăm atenția asupra unui subiect din Sfânta Scriptură care are cumva de a face cu ceea ce ne frământă și ne doare, dacă vreți, pe fiecare dintre noi. Vorbim și știm din Sfânta Scriptură de momentul când poporul lui Dumnezeu părăsește Egiptul și ajunge în Canaan. Este gândul pe care îl avem fiecare dintre noi să ajungem odată în Canaan, să se cam încheie odată tot ceea ce înseamnă suferință, ce înseamnă durere, ce înseamnă multele lucruri care chiar ne dor și tânjim după momentul acesta. Acum, noi știm foarte bine, învățând din istoria poporului Israel, că o astfel de lucrare nu este deloc simplă. Și eliberarea poporului Israel din Egipt nu s-a făcut ca o revoluție de catifea, ci a fost ceva foarte complicat. Pentru că au fost forțe care au dorit ca poporul acesta să rămână acolo. Și ne amintim foarte bine și cu siguranță știm multe detalii despre momentul acesta. Acum, când privim la momentul acesta, personajul pe care aș vrea să îl avem în atenție nu este nici Moise, nici poporul Israel, ci personajul pe care aș vrea să-l avem în atenție este Faraon. Și merită să analizăm puțin ce atitudine a avut, ce motivație a avut pentru atitudinea aceasta, cât de stăruitor a fost în deciziile sale, cum a discutat cu Dumnezeu, cum a discutat cu Moise și, până la urmă, cum s-a încheiat istoria acestui om. Și pentru aceasta, v-aș invita să deschidem împreună Sfânta Scriptură și să citim împreună de la Exodul, capitolul 5, și aș vrea să citim versetele 1 și 2. Deci Exodul, capitolul 5, versetul 1 și versetul 2 spune așa: Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să pleci. Ne amintim bine de momentul acesta. Faraon, împăratul, dacă vreți, zeul din Egipt, cel care spunea și se făcea, cel care hotăra și se executa, primește o solicitare și vine și spune Moise și Aaron: nu este dorința noastră, adică nu venim noi să spunem ceva, ci noi avem un Dumnezeu care vine înaintea ta cu o solicitare, și anume, lasă pe poporul acesta să plece. Ce spune Faraon? Cine este cel care îmi spune mie ce să fac? Cine este cel care îmi spune mie cum ar trebui să fac? Eu sunt Faraon. Nimeni nu spune mie ce să fac, nimeni nu spune mie când să fac, eu decid. Și aici mie mi se pare foarte interesant, nici măcar Dumnezeu nu-mi spune ce am de făcut. Este un lucru la care merită să ne gândim. Cineva spune: eu fac ce vreau, eu fac ce-mi place, eu fac ce cred eu, indiferent de sugestiile, indiferent de sfaturile, indiferent de cererile care vin în jurul meu. Și este această atitudine și aceste cuvinte care arată atitudinea: cine este acest Dumnezeu? Nu cunosc și nu voi lăsa pe Israel să plece. Cine este cel care întulbură planurile? Cine este cel care își permite să-mi spună mie ce să fac
și când să fac. Și mai ales, cine este cel care vine să-mi spună să renunț la poporul Israel. Păi știți ce înseamnă poporul Israel pentru economia mea? Eu am de construit cetăți. Eu am de construit piramide. Eu am de construit cărămizi multe. Și voi zice să renunț la ei? Păi eu cu cine mai construiesc? Și cererea aceasta mă duce la faliment. Cererea aceasta înseamnă să pierd. Ce Dumnezeu e ăsta care îmi spune să pierd și să renunț? Tare mă tem că atitudinea aceasta lui Faraon se poate regăsi în fiecare dintre noi. Cine să-mi spună mie ce să fac? Cine să-mi spună mie cum să fac? Nu există. Eu fac ce vreau, pentru că sunt stăpânul meu. Eu fac când vreau, cum vreau, mie să nu spună nimeni. Ei, bine am putea spune, domnule, asta este pentru Faraon, dar poate că unii dintre noi zicem, domnule, dar eu sunt sub papuc. Eu mă bag sub pat când mi se spune cum să zic că fac ce vreau și cum vreau, că eu sunt sub stăpânire, sunt căsătorit, că sunt soț, că sunt soție, sunt la dispoziție. Cum adică? Ei, știți bine că există și vorba aceasta românească că și de sub pat cineva spune, eu fac, ies când vreau eu. De ce? Pentru că e în adâncul inimii să fac ce vreau, să fac ce-mi place, să decid eu cum trebuie făcut și să nu mă intereseze de ce spune altul. Adevărul este că în unele situații chiar e important să nu ții cont de toate opiniile. Eu mă amintesc prima dată când, cu puțin timp înainte să am COVID, am fost răcit și pentru că, na, sunt pastor, foarte mulți dintre frații care erau în biserica ce o păstoream de la Câmpina, vreau să mă ajute. Și a venit unul cu ceai de mușețel, altul cu ceai de nu știu ce, altul cu ceai... Cred că am băut tone de ceaiuri, ascultând toate sfaturile, mâncând cele mai ciudate lucruri, cu speranța sincer că va fi bine. Și din păcate nu prea a fost bine. Și acum eu cred că avem o responsabilitate să gândim pentru noi ce trebuie să facem. Dar îmi permit întrebarea aceasta, totuși astăzi Dumnezeu poate să-mi dea niște sugestii? Pot să-i permit lui Dumnezeu să mai mă învețe ceva? Pot să-i permit lui Dumnezeu să-mi vină și să-mi spună nu asta, ci asta? Pentru că tare mă tem că și în biserică lângă Dumnezeu se naște un faraon printre noi care spune eu fac ce vreau eu, eu fac ce cred eu, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Am avut de nenumărate ori ocazia să merg să discut cu oameni și când se vede așa din avion greșelile care le fac și foarte simplu le spune, domnule, dar nu-i bine asta, dar cine e dumneata să mă vezi? Dar vezi de predica ma ta? Nu te veni la mine și să spune eu fac ce vreau. Ok, eu cred că ține de bucuria asta să facem ce vrem, dar eu cred din tot sufletul că e foarte important să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, să avem disponibilitatea față de Dumnezeu. Doamne, dacă Tu zici, dacă Tu crezi asta, sunt disponibil. Faraon n-a fost disponibil. Și mai mult decât atât, știți bine, nu mai citesc pentru că istoria aceasta ne este foarte bine cunoscută, a, voi aveți timp să vă gândiți la prostii? Aveți timp să filozofați? Na, hai că rezolvăm și pe asta. Nu mai aducem paie, același număr de cărămizi, să vi se ia să vă mai gândiți la asta. Și pe ideea, vă arăt eu că-i ca mine, nu-i ca voi. Și strâng
și este ca mine. Și Moise și Aaron vin și spun, stimate Domn, cu respect, Dumnezeul acela care ne-a trimis la tine să dai drumul acestui popor, spune că dacă nu dai drumul, vor fi niște consecințe. Vor fi 10 plăgi care vor veni și tu le vei da drumul. Și bine, dar faraon iarăși, păi cum să le dau drumul? Când e așa de ieftină manopera, ce mă costă mai mult este biciu, că astea se consumă pe spinarea lor. În rest, numai de câștig am. Cum să renunț la asta? Și Moise și Aaron spun, vor veni niște consecințe, lasă poporul, ascultă de Dumnezeu. Faraon n-ascultă. Faraon merge pe ideea lui, vine prima plagă peste el și vă amintiți care a fost prima plagă, apa prefăcută în sânge, timp de 7 zile în tot Egiptul, dacă vrei să bei, nu apă rece și apă caldă, nu găseai peste tot, acolo unde erau izvoarele pe care le știai cu apă bună, peste tot era doar sânge. Și faraon îndură, nu zice nimic și după 7 zile când această plagă se încheie, cred că în sufletul lui răsuflă ușor, am scăpat, am supraviețuit și rămâne ca mine. Nu plec. Numai că vine plaga a doua. Și plaga a doua, spune în Exod, capitolul 8, au fost broaștele. Nu știu câți dintre dumneavoastră iubiți broaștele. Dar să le ai și prin șifonier, și prin bucătărie, aproape că și prin buzunare, și pe pernă și sub pernă, nu știu dacă e chiar plăcut. Și atunci când a venit plaga aceasta, faraon începe să facă un pas înapoi. Și anume, în versetul 8 din capitolul 8 spune, faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și i-a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe poporul tău să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. În sfârșit, se pare că faraon începe să înțeleagă. Nu e bine cum a apucat-o. Nu e bine că a ținut-o morțiș că nu, poporul nu pleacă. Ci când se vede constrâns, când se vede pur și simplu umilit cu plaga aceasta, cu broaștele, cheamă pe Moise și spune-i Dumnezeului tău să oprească și promit că las poporul. Nu mi-a plăcut situația aceasta, dar înțeleg că așa e mai bine și așa și face. Numai că, în același capitol, spune textul, că după ce plaga a fost îndepărtată, versetul 15 spune, faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Am scăpat? E adevărat, am făcut o promisiune. Dar am scăpat. Revin la ceea ce a fost înainte. Și adevărul este că nu de puține ori sunt oameni care atunci când dau de greu sau atunci când le este greu, strigă către Dumnezeu cu toată inima, Doamne, ajută-mă! Doamne, dacă mă vei binecuvânta, voi face lecțiunea în fiecare zi, voi fi la biserică, voi da și zecime, voi fi cum se cade și cu cel mai mare dușman al meu. Când mi-e bine, când a trecut, parcă sunt un alt om. Și încep să uit ceea ce am promis, ceea ce am zis și să mă întorc la ceea ce eram înainte.
Ce face faraon? Eu sunt faraon. Nu! Poporul nu pleacă. Păi da, ai zis, ai trecut deja prin două. Nu! Rămâne pe loc. Rămâne cum am zis eu. Și aici, dacă vreți, putem să admirăm un lucru destul de rar astăzi, și anume, faraon este consecvent. Faraon nu este genul de om care să spună astăzi, da, peste 5 minute, nu. Sau să spună verde și apoi albastru. Nu, nu, nu. El rămâne consecvent. Dar întrebarea mea este, în ce rămâne consecvent? Și față de cine rămâne consecvent? Vine a treia plagă, iar strigă către Dumnezeu, iar promite, plaga trece, ce face faraon? Nu! Eu sunt faraon, rămâne cum am spus eu. Și aici mi se pare un lucru extraordinar, cum de Dumnezeu a avut atâta răbdare? Când promite odată și nu se ține, zice, Doamne, a avut o șansă. Dar când de atâtea ori promite, să-i mai dai har? Să-i mai dai șanse? Omenește vorbind, nu. Dar Dumnezeu face lucrul acesta. Și, ca să scurtez, vin fel și fel de plăgi peste Egipt și peste faraon. Pare în multe momente că faraon s-a pocăit, că faraon își vine în fire și spune, Domnule, las poporul să plece. Dar de fiecare dată se sucește și se întoarce la ceea ce a zis la început. Și atunci când vine plaga a 10-a, și știți că plaga aceasta a 10-a a fost cea mai dureroasă și l-a afectat direct pe el, pe faraon și, dacă vezi, și poporul său, și atunci când a văzut în casa sa pe întâiul născut decedat, faraon rostește cuvintele acestea, sunt în capitolul 12, versetul 31, spune așa: în aceeași noapte, faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Dumnezeilor, cum a spus, luați-vă și oile și boii, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. În sfârșit, lui faraon îi vine mintea, care parcă n-a avut-o niciodată. Mai greu, dar bine că i-a venit. A fost destul de complicat să ia decizia pe care Dumnezeu i-a spus-o, dar bine că a luat-o și este spre binele său. Acum, îmi permit întrebarea, oare de câte lucruri am nevoie să ascult de Dumnezeu? Oare prin câte lucruri trebuie să trec, să plâng, să îndur, ca în final să ajung la concluzia totuși, cum a spus Dumnezeu, este bine? Sunt unii oameni care înțeleg repede. Sunt unii oameni care din prima spun, iată-mă, trimite-mă, iată-mă că sunt gata să țin cont de tine, chiar dacă mă afectează. Și acum putem să ne permitem întrebarea, dacă Dumnezeu prin eliberarea poporului Israel sumina economia Egiptului, avea putere să compenseze această pierdere? Incontestabil, incontestabil. Mai mult decât atât, faraon a avut o problemă. Eu decid ce se face. Și Dumnezeu spune, prietene, tu vezi că ai decis cu poporul meu și ai decis cu poporul meu să-l chinui. Și adevărul este că în lumea aceea și în lumea noastră astăzi se poate întâmpla destul de des ca binele cuiva, cum este faraon, să fie pe suferința altora, cum a fost poporul Israel. Și pot să zic, Doamne, ce binecuvântat sunt, ce bine merge, dar întrebarea este, toți sunt fericiți care au de-a face cu tine? Sau unii plâng, unii îndură, ca tu să-ți fie bine? Faraon nu se gândea la detaliile acestea.
Faraon se gândea ce se realizează din planurile sale și mai mult decât atât, dacă planul meu merge, nu mă interesează că alții plâng, că alții suferă, important este ca ideile mele să se realizeze. Mă întorc la Faraon, care zice, sculați-vă și plecați, acum să plecați, să nu vă mai văd. Și spunem, uf, bine Faraon, că în sfârșit asculți și tu de Dumnezeu, că în sfârșit ții cont de ce ți-a spus Dumnezeu și ai luat decizia ca a ta. Poporul pleacă, era pregătit să plece, ajunge la Marea Roșie, trece prin Marea Roșie și în timp ce el era aproape trecut de Marea Roșie, este urmărit de cineva. De cine? Faraon. A spus, plecați! S-a mai trecut ceva timp și totuși nu e bine. Hai să-i aducem înapoi. De ce? Eu sunt Faraon. Eu țin la ideile mele. Eu sunt gata să fac orice pentru ideile mele. Și Faraon, știți bine, spune textul foarte clar, ia o oaste destul de numeroasă, nu-l mai prinde pe Israel până în mare, îl vede dincolo de mare, vede marea despicată și nu se oprește pe mal să-și pună niște întrebări. Păi ce-i asta? Ce-i cu minunea aceasta? Să intru în apă sau să nu intru în apă? Nu. Intru, nu mă interesează să-i aduc înapoi. A intrat în apă. A mai ieșit? N-a mai ieșit niciodată. De ce? Pentru că Faraon a mers pe ideea cine este Dumnezeu să-mi spună ce să fac. E adevărat, mai cedezi că n-ai ce face. Mai sacrifici că n-ai încotro. Dar eu le țin pe ale mele. Eu țin ideile mele. Și am întâlnit multe situații în familii în care existau conflicte groaznice și conflicte plecate nu pentru că era de împărțit niște lucruri complicate sau niște situații grave, ci era eu fac ce vreau, eu fac ce îmi place, nu țin cont de nimeni. Tare mă tem că și astăzi în lumea în care noi trăim se pune foarte mult accent pe fă ce-ți place. Nu lăsăm nici măcar părinții să te mai sfătuiască. Lasă imaginația, lasă gândurile să decidă în dreptul tău. Și se întâmplă cum s-a întâmplat cu Faraon, ca în final să fie lacrimi și durere. Cine l-a băgat pe Faraon în mare? Doar el, eul lui, ambițiile lui. Eu fac cum vreau eu, pentru că eu sunt Faraon. Să știți că ispita aceasta a diavolului și astăzi funcționează. Și din păcate, există situații de oameni care îl cunosc pe Dumnezeu și spun, cine este Dumnezeu să-mi spună? Cine este spiritul profetic să mai mă învețe? Cine este biserica, pastorul, prezbiterul să mă sfătuiască? Nu! Eu fac ce vreau, fac ce îmi place, când vreau și cum vreau. Eu cred că asta este rețeta falimentului. Să respingi sfaturi, să respingi un consilier bun, este o pierdere. Dar să respingi pe Dumnezeu este cea mai mare pierdere. Așa că gândul pe care aș vrea să-l avem în ocazia aceasta, suntem disponibili să-L ascultăm pe Dumnezeu astăzi?
suntem deschiși să renunțăm la anumite lucruri care poate ne-au adus fericirea, care poate ne-au adus prosperitatea și satana știe să creioneze atât de bine. Dom'le, dacă renunți la asta, te-ai nenorocit. Nu mai ai nicio șansă. Cum să renunți la mâna asta de lucru gratis? Renunță dacă Dumnezeu spune și Dumnezeu are soluții. Dacă vei ține morțiș să faci ca tine, cum îți place ție, va costa și mai mult. De aceea cred din tot sufletul că nu doar că trebuie să ascultăm de Dumnezeu și de sfaturile sale. Mai mult decât atât, cred că trebuie să le căutăm. Doamne, am niște decizii de luat. Am niște lucruri care sunt încurcate, care după mintea mea s-ar rezolva așa și așa și așa. Ce îmi spui? Cum mă înveți? Și adevărul este, când un om este sfătuit de Dumnezeu și ascultă de El, lucrurile se schimbă fundamental. Și putem face, dacă vreți, o comparație. Nici lui Moise nu i-a sunat bine când era cu turmele socrului său să le lase și să se meargă în Egipt să ceară eliberarea poporului. Și vă amintiți că a spus, nu pot, nu știu, nu caută pe altcineva? Nu mi se potrivește, Doamne, eu am obișnuit într-un fel, te rog frumos, lasă-mă puțin. Dar în final, Moise, ascultă. Până la urmă, dacă tu spui, Doamne, că ai nevoie de mine, tu îmi spui ce trebuie să fac, unde trebuie să fac, sunt disponibil. Și Moise ajunge, adevărat, cu multe suișuri, coborâșuri, dar în final ajunge în cer. Pentru că l-a lăsat pe Dumnezeu să fie sfătuitorul său. Pentru că a avut disponibilitate să asculte, Doamne, nu-mi place, dar dacă Tu spui asta, sunt disponibil. Și comparativ cu Faraon, fac ce vreau, fac ce-mi place și finalul în Marea Roșie. Depinde de noi ce alegi. Îmi doresc din toată inima ca să avem această deschidere. Doamne, învață-mă. Doamne, sfătuiește-mă. Doamne, sorb cuvintele Tale pentru că vreau să fiu mântuit în împărăția Ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.